Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare, dragilor! Vin astăzi la dumneavoastră cu o etalare generală. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că poate există un mesaj în spatele acestei etalări pentru voi. La mine este dimineață, eu tocmai am venit de la serviciu și așa arăt eu după o noapte de muncă, apropo. Și mi-a venit ideea unei noi etalări, am zis să fac această etalare acum, da? În sensul că am simțit anumite energii și vroiam să văd ceea ce iese. Dar haideți să vedem, așadar, dragii mei, ce se află în spatele acestor energii pe care le-am simțit eu, ce mesaj vor cărțile de tarot să le să vă transmit, da? Cu alte cuvinte, mi-am făcut un ceai cald ca să pot să vorbesc cu voi. E foarte cald la mine, dar am rămas în ce eram îmbrăcată, că afară sunt minus aproape 6-7-10 grade la mine aici în Canada. Bun, să revenim la această etalare. Ia uitați, o carte care a ieșit este determinare, da? Fie dumneavoastră sunteți determinați într-o direcție anume, fie o persoană este determinată să vină către dumneavoastră. Nu uitați că energiile se pot întrepătrunde, da? Putem vorbi despre, da, de fapt eu pot să mă refer la dumneavoastră și poate să fie energia persoanei respective, da? Dumneavoastră știți cum este mai bine. Au sărit trei cărți aici. Această persoană este determinată către un nou început în iubire, dragii mei, da? Am impresia că nu este energia dumneavoastră, poate să fie vorba despre un bărbat brunețel, așa simt, sau o femeie brunetă, da? Cu tenul alb, ochii negri, căprui sau albaștri, o persoană de altfel care poate fi în gemeni, vărsător sau balanță, care dorește să facă o propunere dumneavoastră. Această propunere este o propunere de împăcare în majoritatea cazurilor. Nu se poate concentra pe altceva. La muncă, persoana aceasta este un pic... când să vă spun, o simt un pic pe această persoană că îi funge gândul mereu către dumneavoastră, nu se poate concentra pe activitățile zilnice, încearcă să facă lucrul acesta, dar nu poate. Încearcă să așeze lucrurile de o anumită manieră încât să fie perfecte, astfel încât în mintea sa, astfel încât să le găsiți dumneavoastră perfecte acele lucruri. În sensul că în momentul în care va veni cu această propunere, să fie una pe care voi să o acceptați. De ce? Pentru că probabil sunteți separați de ceva timp de această persoană sau pur și simplu această persoană, dacă nu are calitățile acelea care vi le-am spus eu, caracteristicile acelea, brunețică sau gemeni, vărsător, balanță, poate fi o persoană care pur și simplu intră și vine în viața dumneavoastră. Deci nu are un caracter stabil vis-a-vis, intenția sa vis-a-vis de dumneavoastră nu este atât de stabilă cât vă doriți voi, iar această propunere este una diferită, vine la dumneavoastră în mod diferit de cum a făcut-o până acum, sau cel puțin la asta gândește. De aceea nu se poate concentra la serviciu sau în activitățile sale zilnice, gândul îi zboară la voi, este deconcentrată această persoană de maniera în care va trebui să vină către voi. Ca și semne zodiacale, iarăși văd rac, scorpion, pești, leu, de asemenea taur, au căzut prea multe cărți, nu o să pot să le iau pe toate. O să mai bat cărțile din nou.
Deci, dar nu știu dacă va face ceva. Asta gândește, asta sunt intențiile sale, da? Acțiunile pot fi diferite, dar asta gândește. Ne vedeți, i-ați adus foarte multă fericire. A fost foarte simplu să veniți voi de fiecare dată către această persoană. Iar acum, aparent, voi nu mai vreți să faceți lucrul acesta și persoana aceasta a înțeles. Nu vrea ca totul să se termine, nu gândește la această conexiune cum că ar fi terminată, așa cum probabil voi vă gândiți, o să văd care ar fi energia voastră un pic mai încolo, pentru că simt că asta e energia persoanei respective, dar repet, puteți fi voi, da, persoana asta, dar eu cred că este persoana cu care voi aveți de-a face. Deci, persoana a înțeles că voi nu mai... Da, că nu mai, nu că nu vă mai doriți această conexiune, dar că nu mai sunteți atât de epuizați încât nu mai puteți să depuneți aceste eforturi și atunci trebuie și ea sau el să se miște în direcția dumneavoastră. S-a obișnuit cu gândul că dumneavoastră îi aduceți fericire, că dumneavoastră îi oferiți iubire cu nemiluita, să zic așa, fără să vă pese de suferința dumneavoastră, de vulnerabilitatea dumneavoastră pe care ați demonstrat-o de-a lungul acestei conexiuni. Iar acum, odată ce parcă ați blocat această persoană, da, poate la propriu, poate la figurat, dar așa vă doriți voi, acum un pic strâmbă din nas această persoană, nu mai este sigură pe ea, nu mai este sigură pe iubirea care o purtați, uitați aici, teama aceasta. Încearcă să o dea la spate, încearcă să nu arate această teamă, această frică. Încearcă să nu arate, dar are o foarte mare teamă și teama sa este legată de cum veți fi voi în momentul în care din nou va încerca să ajungă la dumneavoastră această persoană printr-o manieră sau alta. Da? Cum veți fi voi în momentul în care vă va atinge, în momentul în care da, își va poate devoala sentimentele, da? Pentru că s-ar putea ca această persoană să nu-și fie arătat aceste sentimente vis-a-vis de voi până acum. În mintea sa stă o independență. Această carte îmi poate vorbi despre independența financiară, dar și libertatea sa, da? De a se exprima, de a veni către dumneavoastră, de a vă alege pe voi în unele cazuri. S-ar putea ca această persoană să nu fie singură, iar acum să se gândească la această manieră în care trebuie să fie singură pentru a veni către voi. Da? Singură pentru a veni către voi. S-ar putea ca de asemenea această persoană să fi fost foarte interesată de lumea materială și să-și fi creat o oarecare stabilitate până acum pe plan financiar. S-ar putea să-și dorească să lucreze pe cont propriu, să aibă o companie proprie, o independență financiară. Sunt lucruri care depind material sau financiar și alte persoane, da, în jurul acestei persoane. Și datorită acestui fapt, s-ar putea ca această situație să creeze o piedică în stabilitatea lui sau a ei vis-a-vis de voi. De aceea simt acest du-te vino, du-te vino, da? Rapid vine, apare pur și simplu dintr-o dată și dispare iar dintr-o dată. Și vă lasă un pic nesiguri, da? Haideți să vedem viitorul apropiat sau ce ține în față această persoană, da? Această persoană sau voi, dar eu cred că mai bine zic de această persoană. Ce să țină? Se gândește la a lua un risc, a-și asuma un risc vis-a-vis de acea acțiune de a veni către voi. Acea acțiune de a fi independent, independentă, atât financiar cât și liberă ca și persoană, să nu mai fie nimeni în jurul său. Da? Aici mă pot face referire, ce am vrut să spun prin asta, la familie, la tradiții, obicei, religie, da? Nu mai vrea să aibă aceste influențe, își dorește această independență.
și încearcă să riște. S-ar putea să aveți de-a face cu o persoană de altă naționalitate care locuiește în altă țară. Există o împăcare la care vă gândiți ambii. Da, vedeți aceste două cărți, această carte, cum imaginea se oglindește aici. Deci există această noțiune de împăcare foarte mare pe care vă doriți ambii. Dumneavoastră vă gândiți la această persoană, persoana respectivă se gândește la voi. Dar în prezent există foarte multă neclaritate, da, în mintea ambilor, atât a voastră cât și a sa. Uitați aici, dacă ar fi ieșit așa, lucrurile erau clare. Încă situația e neclară în acest moment în care voi vă uitați la acest videoclip, atât la voi cât și la persoana respectivă. Nici voi nu mai știți ce să credeți, nici persoana respectivă nu mai știe ce să creadă. Da? Capricorn, Fecioară, Taur, ca și zodii, mai văd. Haideți să vedem ce altceva, ce influențează această etalare. O ceartă poate între voi, o ruptură din cauza unor conflicte, o ruptură din cauza unor divergențe legate de, cum să zic, de o încăpățânare, da? Divergențe copilărești. Da? Dumneavoastră spuneți că e albă, persoana respectivă că e neagră, dumneavoastră așteptați, persoana respectivă așteaptă, voi vreți ca persoana să acționeze, persoana respectivă vrea ca voi să acționați și de fapt nimeni nu face nimic. Da? Voi considerați că mereu aveți, nu că dreptate, dar mereu că ați depus eforturile suficiente ca să veniți în această relație, persoana respectivă poate nu-și dă seama de acest lucru și de aici aceste conflicte. S-ar putea ca voi să vreți să depuneți armele jos cu această persoană, dar în același timp, vedeți, este un duel aici între dumneavoastră și persoana respectivă, încă săbiile sunt jos, da, vă dați mâna, dar încă mai aveți anumite resentimente și rancune ambii. Deci există posibilitatea unei mari împăcări, deci nu s-a terminat. Între dumneavoastră și o persoană anume nu s-au terminat lucrurile, nu sunt încheiate. Dar atât voi aveți o ranchiună cât și persoana respectivă. Fiecare dintre voi aveți impresia că aveți dreptate. Da? Atât voi cât și persoana respectivă. Ambii sunteți încăpățânați. Ambii vă luptați pentru această iubire, pentru această conexiune ca să rămână vie. Să zic așa, haideți să mai vedem ce altceva, dar totuși nu știți ce are celălalt în minte, nici voi și nici persoana respectivă. Este destul de conflictuală această persoană, extrem de conflictuală. Vedeți, e un conflict intens care... Da, s-a creat aici. Acest conflict este... Nu cred că doar cartea asta reprezintă persoana la care voi vă gândiți. Vă reprezintă și pe voi. Ambii nu știți ce să credeți, ce să faceți. Ambii nu sunteți siguri pe viitor. Ambii nu știți dacă unul face o mișcare către celălalt, celălalt va răspunde, nu va răspunde, ce o să fie după. Nu aveți teamă de abandon, nici voi, nici persoana cealaltă, nu știți ce o să fie după. Va vorbi, nu va vorbi, mă va minți din nou, nu o să mă mintă. Și uite așa veți trece prin lucruri destul mental care se plimbă foarte mult în mintea dumneavoastră acum și se vor plimba aceste idei de acum încolo, atât la voi cât și la persoana respectivă, pentru că deja stagnat de mult, deja acest conflict a pus de cel puțin 2 luni de zile, 2 săptămâni, în sensul că poate nu vă mai vorbiți deloc câțiva dintre voi, sau ați reluat conversația, dar nu sunteți satisfăcuți de maniera în care cealaltă persoană v-a răspuns. Și ce mai simt? Simt că s-ar putea să
Vedeți cum să vă zic eu? Aici este o imperfecțiune între voi. Sunt lucruri lipsă, sunt informații lipsă. Imperfecțiune în sensul, aici vreau să mă refer la la ce informații aveți voi, ce gândiți voi despre această persoană, ce gândește această persoană despre voi. De ce? Dacă bine observați, sunt 5 mâini aici. Da? Deci este un oarecare dezechilibru mental, o instabilitate mentală la ambii. Nu simt că este doar la persoana la care voi vă gândiți, simt că este și la voi. Da? Poate mă înșel eu, dar acest conflict mental este creat datorită unor idei, datorită unor iluzii, a unor imaginații, cu alte cuvinte. Voi vă imaginați anumite lucruri, persoana respectivă și imaginați anumite lucruri și ne aflăm într-o stagnare, nu știm când să acționăm, dacă acționăm, ce va fi după ce vom acționa, vom comunica, nu vom comunica, da? Recomunica, mai bine zis. Da? Și s-ar putea în unele cazuri să fie cineva care interferează aici între voi doi, o persoană, o altă persoană, da? În unele cazuri. Haideți să vedem un viitor apropiat al acestei relații. Nu am un timp anume, dacă voi doriți să vă gândiți la un viitor apropiat, cu atât mai bine, dar să vedem un viitor apropiat. Cineva cu siguranță are impresia că destinul i-a jucat o farsă și a făcut sau l-a făcut să intre într-o, da, într-o iluzie sau să intre într-o zonă de ghinion, să zic așa, în care se simte ghinionist, ghinionistă. Cu siguranță o persoană are impresia că a jucat greșit o carte, că a pierdut trenul, că lucrurile se află în întârziere, că nu mai are timp, nu mai este timp, și am impresia că este energia masculină care își dorește această energie feminină. Cer scuze. Care își dorește această energie feminină alături de el. Deci că voi sunteți femeie sau bărbat nu contează, energia masculină dorește prezența acestei energii feminine. De ce? Pentru că vede în această energie feminină o persoană care știe ce vrea, o persoană care nu este teamă, o persoană misterioasă, o persoană învăluită într-o formă de mister care îi aduce o senzație plăcută, o senzație de noutate pe care n-am mai întâlnit-o la nimeni, la nicio relație. Da, o senzație că această femeie este soluția pentru ceva în viața sa. Atenție să nu există îndrăgostiții, dar în viitor între voi doi a apărut această carte, însă atenție că există posibilitatea ca o persoană să fie și în viitorul apropiat între alte două persoane. Atenție un pic aici, de unde și o notă de mister. Însă uitați doiul de cupe, uitați acea iubire pură care este gândită din ambele părți. Două persoane care pur și simplu se contopesc extrem de bine într-o conexiune puternică, o conexiune care crește din punct de vedere spiritual extrem de mult. Deci este, până la urmă veți ajunge la un compromis frumos în numele acestei, nu știu dacă este iubire, dar este o dragoste pură, da? Haideți să o numim și iubire. Dar veți ajunge la un compromis, veți ajunge la o împăcare, veți ajunge la o înțelegere. Foarte frumos, foarte frumos, dragii mei. Dragii mei, aceasta este talarea pe care v-am oferit-o astăzi. Sper să fi găsit lucruri importante care să vă ajute în viitorul apropiat. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragii mei!